Hai noroc din nou, astăzi vom face un nou episod din Duolinul zilei, cred că este episodul cu numărul 5 și eroii implicați vor fi Bristleback respectiv Wisp. Un combo duo ce nu prea l-am văzut la nivelul meu de pub, fiind 4K, însă avea ceva putere de lucru și încă mare prin jocurile profesioniste. Cred că pe la Corene am văzut prima dată. În principiu, știm că Bristleback este în ghilimele un fel de tank, însă are și o putere de damage destul de mare, mai ales după ce atinge 6, da? Știm că are quills, știm că are acest viscous nasal goo care reduce din armură, plus îți face și slow, asta face physical damage și face stack pe enemies și aici avem reducție de damage de până la 40% dacă te întorci cu spatele și dacă te atacă dintr-o parte ai de până la 20%. Care e implicația acum cu acest Wisp, vă întrebați? Păi bine, Wisp-ul, de asemenea ca și Bristleback, are aici un spell foarte, foarte important și bun. Se numește Overcharge și practic cu cine face Tether îi reduce acelui individ damage-ul pe care îl ia de până la 20%, da? Scrie și aici, incoming, damage reduction de până la 20%. Plus de asta, îi dă aliatului de până la 70 attack speed. Dar asta normal că ți-a și din viață, respectiv mana. După aia mai avem Tether, care știm cu toții că Bristleback trebuie să micșoreze distanța dintre el și inamic cumva. Și în plus, la capitolul early game, cam duce lipsă de mana oarecum. Dar cu ajutorul unui Wisp, care îți mai dă și regen, după aia mai face și un battle, puteți să reduceți distanța, puteți să faceți slow cu primul skill, cu slow dintre legătură, cu tether, după aia niște damage mai târziu din spirits și overcharge foarte, foarte important, mai ales când faceți niște stack-uri de de kills. Sper că am pronunțat corect. În fine, cam asta a fost. Dacă mai aveți sugestii de astfel de combo-uri, vă aștept și respectiv și despre alte materiale pe care le vreți pe acest canal. Până data viitoare, peace!